Pe lângă cele 5 posturi de medici, Ministerul Sănătății a deblocat și 2 posturi pentru personalul auxiliar. La rândul său, Consiliul Județean are verde să organizeze concurs pentru ocuparea altor 9 posturi declarate vacante, deocamdată nenominalizate. Posturile de medici nominalizate, cele 5, sunt 2 posturi de medic rezident ultimoan, unul cardiologie și unul chirurgie generală, 2 de medic specialist, unul medicină de urgență și medicină de familie cu competență de urgență și un medic primar în secția pediatrie. Spitalul are mare nevoie și de personal sanitar auxiliar, infirmiere, brancardier sau îngrijitor de curățenie. Au fost deblocate însă doar 2 posturi. Toți lucrează la patul bolnavului, dar fiecare are stabilit așa cum trebuie ce are de făcut. Îngrijitorul de curățenie face curățenie după fiecare act medical, infirmierul împreună cu brancardierul lucrează în echipă cu asistentul medical. Activitatea medicală de o calitate ridicată se face însă prin 2 componente, susțin medicii. Are 2 componente foarte importante care se împletesc. O componentă e componenta umană, pentru că trebuie să ai specialiști pe toate specialitățile de urgență. Și a doua componentă este cea tehnico-materială, adică trebuie să ai aparatură. Conducerea Spitalului Județean de Urgență a cerut la minister 30 de posturi, însă i-au fost aprobate doar 16. Dacă în urma concursului se vor ocupa toate, atunci activitatea cadrelor medicale nevoite să suplinească personalul absent se va îmbunătăți.